Calamitățile naturale au adus noi prejudicii. De această dată, păgubașii sunt proprietarii unei vile de lux din orășelul Durlești. Locuința acestora ar fi fost lovită de fulger, iar în rezultat acoperișul casei s-a incendiat. Incidentul a avut loc în după amiaza de 15 iunie. Din imaginile postate pe internet de către martorii oculari se vede cum arde acoperișul unei case cu două niveluri. Disperați, proprietarii locuinței au chemat în ajutor pompierii. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Liliana Pușcașu, la fața locului au ajuns trei echipaje de pompieri cu trei autospeciale. Salvatorii au intervenit prompt, așa încât focul nu a reușit să se răspândească de-a lungul pereților sau, mai rău, să ajungă să afecteze clădirile aferente locuinței sau chiar casele vecinilor. Niciunul dintre locuitorii casei nu a fost rănit, însă ambulanța a sosit pentru a le acorda ajutor oamenilor care au suferit o stare de șoc. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.